Pentru ceea ce finanțează programul operațional regional, să aibă în vedere un fond de garantare, în termeni mai neortodox și un credit subvenționat, deci un mecanism de credit subvenționat, și punerea bazei unui fond, equity fund, care să încerce să se adreseze și acelor IMM-uri care au un nivel de dezvoltare, să spunem, poate peste medie, dar care simt nevoia de a se dezvolta, au această capacitate, dar lipsa de capital întotdeauna le poate crea o mare o mare greutate. Vizavi de ghiduri încercăm și sperăm să realizăm o oarecare uniformizare a ghidurilor adresate mediului de afaceri, astfel încât să nu existe discrepanțe între uh, programele adresate mediului de afaceri, cel puțin din punct de vedere al documentelor solicitate, al mecanismelor puse în, în practică, să nu creăm, să spunem, dezechilibre care, la un moment dat, poate să creeze confuzie. Încercăm și noi, chiar dacă programul operațional regional este în ultima fază de negociere cu Comisia Europeană, ca aceste ghiduri cel puțin ghidul general să fie disponibil spre consultare în luna martie. Din abordarea programului, ghidul general va fi un ghid care va încerca să explice toate mecanismele, indiferent de axa sau domeniu finanțat prin program, indiferent că discutăm de autorități publice sau mediu privat, există câteva reguli și mecanisme generale, ele vor face obiectul acestui ghid general, urmând ca odată cu lansarea apelurilor să existe un ghid mult mai concret, mult mai simplu, mult mai subțire ca și dimensiune, care nu dă decât câteva elemente de particularizare, a, evident, al tipului de proiecte și al tipului de beneficiari și elementele absolut necesare, cum ar fi criteriile de evaluare, grila de evaluare și uh, chestiunile foarte, uh, foarte specifice. Uh, în orice caz, are în vedere, pe de-o parte, a se solicita documente strict necesare părții de evaluare. Pentru mediul de afaceri va exista uh, numai o formulă competitivă de selecție a proiectelor. Partea de instrumente financiare va fi, evident, va crea această interfață între program și mediul de afaceri, respectiv sistemul, sistemul bancar. De asemenea, s are în vedere utilizarea unui sistem electronic de depunere a proiectului atâta vreme cât el este funcțional și va crea, să spunem, condiții egale pentru toți cei care vor să se intre în, în calitate de aplicant. Se vor solicita în cadrul proiectelor urmărirea numai a indicatorilor de program, nu vom mai solicita indicatori suplimentari care să creeze o presiune mai mare, mai ales în zona de raportare, monitorizare și urmărire a ceea ce se întâmplă în fiecare proiect de asemenea, o să vă propunem ca economiile realizate în cadrul programelor să rămână în cadrul proiectelor, să rămână în interiorul proiectelor, putând fi utilizate în scopul și pentru realizarea obiectivelor pentru care s-a realizat finanțarea și zona aceea de evaluare să fie cât mai, să spunem, mai adunată pe criterii cât mai simple, astfel încât să existe posibilitatea, inclusiv a celui care face aplicația, să se autopuncteze și să-și dea seama cam în ce zonă ar putea să intre în zona de evaluare.